Asculți Calea Luminii la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Nicoleta Selestar sunt, coach de dezvoltare personală și terapeut, și ne regăsim astăzi cu bucurie în cadrul emisiunii Calea Luminii și îl avem ca invitat pe domnul Liviu Andronovici, scriitor. Ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre. Scriitor, a scris până în acest moment 20 de cărți, reprezentând simboluri, energii, reprezentare. Astăzi avem ca tematică în întâlnirea noastră mintea și nivelele ei. Ce ne puteți spune despre minte? Să începem cu definirea ei, ca să o înțelegem. Mintea este o formă de energie care este grefată pe creier. Atâta timp cât mintea stă pe creier, pe cap, locul esențial pe care l-a dat Dumnezeu să stea, creierul funcționează și funcționează bine. În momentul când ea începe să fugă, adică iese sau se rupe, pentru că orice energie se poate și rupe, dacă e să facem comparații cu un nor, ați văzut că nu toți norii sunt perfect rotunzi, au diverse forme și uneori se mai și rup, la fel și mintea. În anumite situații, de obicei de la șocuri, pornesc aceste deformări sau ruperi ale energiei minții. Dar aceste ruperi pot fi și reparate, în sensul că ele pot fi aduse înapoi după anumite șocuri, să zicem, șocuri emoționale. Însă, ca să înțelegem mai bine mintea, trebuie să vorbim puțin despre structura ei. Mergem la structura minții. Structura minții. Bun. Există mai multe nivele ale minții. Primul, cel mai de jos, mintea inferioară, este cea care băltește, nu își dorește nimic, stă, zace și atât. Al doilea strat, stratul mijlociu, cu care este obișnuită toată lumea, toți oamenii folosesc, absolut toți, inclusiv cei care caută iluminarea, este cea care este cea de zi cu zi, adică logică, rațională, cea care vrea să facă, vrea să demonstreze, care muncește, dar deocamdată aici nu prea apar căutări. Unde apar căutările? La mintea superioară. Mintea superioară este cea legată de mintea divină, mintea universală. Aici încep legăturile cu divinitatea. Se poate ajunge însă la mintea superioară, cei care ajung acolo se numesc că s-au trezit, pentru că trecând din rațional în spiritual, în energetic, începi să primești altfel informațiile, informațiile divine. De exemplu, inventatorii, toți au avut această legătură cu mintea superioară. Cât de mult, contează mai puțin, și acolo există niște trepte. Ne întoarcem la mintea mijlocie. Mintea mijlocie are 10 trepte. Fiecare treaptă, la aproximativ 7 ani, se schimbă. Vine cu alte informații, cu niște informații noi. Deci, să zicem, la 21 de ani ar trebui să aibă deja 3 nivele de cunoaștere, conștiență. Problema este că mulți oameni, ați văzut, la vârste înaintate, încă mai copilăresc. Adică n-au vrut să treacă la alte nivele ale minții. La 35 de ani, de exemplu, trebuie să ajungi la nivelul 5. Primii ani de viață sunt cei care aduc tot felul de informații. Cunoaștere, conștientizare. După care urmează etapele 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Când începe să apară înțelepciunea. Nu vine la toți înțelepciunea, pentru că nu toți ajung să acceseze aceste niveluri ale minții. În momentul când accesezi înțelepciunea, deja treci de pe nivelul mijlociu către nivelul minții înalte.
Există și denumiri în sanscrită acestor tipuri de minți, dar poate cu altă ocazie o să le subliniem. Deci ele sunt cunoscute. Deci, ne întoarcem la mintea este energie. Da. Dacă mintea rațională este energie, atunci cum facem noi să luăm legătura cu Universul sau cu corpul nostru? Această alegere depinde de noi. De ce mintea noastră zboară în timp, în amintiri sau în viitor? E vorba de căutări. Fiecare om caută niște răspunsuri. Când se duce în trecut, caută să vadă unde a greșit, de obicei, sau când s-a simțit foarte bine. În viitor, datorită greutății de a accesa energiile, vibrațiile, evenimentele viitoare, e puțin mai temător. Caută, dar nu știe cum. Și atunci intervine arta divinației. Adică fiecare își găsește niște metode prin care să poată accesa aceste energii. Dar, iarăși, revin la faptul că nu toți au acest curaj. Și atunci, cei care n-au curaj rămân la nivelul acesta al minții raționale. Înțelegem aici că este necesară o eliberare, o curățare a minții permanentă? Da. Aici ne referim la faptul că societatea induce o grămadă de, sau mulțime de programe greșite, pe care, normal, la începutul vieții le învățăm de la părinți că ar fi bune. Pe măsură însă ce trece timpul, școala ne învață tot așa niște programe bune, dar și programe greșite. Problema revine în interiorul nostru, dacă ne ajungem să căutăm sau nu aceste programe. Sunt bune sau nu sunt bune? Să introducem niște filtre. Din câte am citit eu și cunosc așa din lumea asta, doar 10% au înclinație către a folosi filtrele acestea, să perceapă adevărul, să separe minciuna. Din păcate, restul se lasă conduși pentru că este mai ușor. De ce? Așa spune societatea. Așa spune mama, așa spune tata, am învățat de la ei, deci ei știau. Dar întrebarea mea este, câți dintre părinți au o școală de părinți? Curățarea minții presupune eliberarea de tipare, de automatisme, de patternuri, de șabloane. Cum facem această curățare a minții și cum menținem sănătatea ei? Prin selectare, prin filtrare. Sunt oameni care au tot felul de șocuri în timpul vieții. Șocuri fizice, emoționale, raționale. De ce au primit aceste șocuri? Ca să învețe niște lecții. Din păcate, mulți nu învață dintr-o lecție, din a doua, din a treia. Și vă întreb, de ce se repetă o lecție? Întotdeauna când ai învățat-o. Și atunci revine, sub altă formă uneori, alteori identică. Sunt, ca exemplu, persoane care se căsătoresc de 3 ori cu același tip de persoană. Și nu înțeleg de ce li se întâmplă la fel și la primul, și la al doilea, și la al treilea personaj. Pentru că n-au înțeles lecția, nu știu să o aplice și atunci o reiau ca să o înțeleagă, în sfârșit să o descopere ca și răspuns. Și de-abia la următorul eveniment, să zicem la al 4-lea, fericit, de data asta corect, atunci de-abia înțeleg cum să aplice lecția anterioară. Din păcate, repet, sunt multe persoane care nu își învață lecția nici după niște șocuri. Fac tot felul de tratamente, văd că boala se întoarce și continuă cu același tip de tratament. De ce? Pentru că boala se întoarce întotdeauna când n-ai rezolvat cauza. Și aici nu mă refer strict la o boală fizică, poate fi boală mentală, emoțională, psihică. Sănătatea la 3 niveluri, alinierea corpului, minții și sufletului. Cum ajunge omul să alinieze aceste
niveluri pe un singur traseu? Destul de greu. În sensul că numai prin căutări, este clar. Dacă nu cauți, nu găsești. Alinierea asta înseamnă să stai în flux, să stai într-o continuă legătură cu divinitatea prin intermediul îngerilor, să zicem, care îți spun corect ce este bine de făcut, ce este mai bine, nu ce trebuie. Aici subliniez acest fapt, de ce? Că foarte mulți vin cu impunerea. Trebuie să faci. Da, dacă nu e bine, pentru că tu consideri rațional, și aici este problema minții raționale, gândește bine, e bună până la o bucată, dar mintea intuitivă este superioară. Întotdeauna legătura cu această minte superioară îți spune ce este mai bine să faci pentru tine. Când te conectezi la această minte superioară, ea începe să-ți spună altfel cum se întâmplă evenimentele în lume, începi să percepi lumea altfel. Practic, v-am spus, acești oameni au mintea trezită. Încep să trăiască altfel. Se rup de anumite vibrații, separă programe greșite și se liniștesc. Aici este esența sănătății, liniștea minții. Cum ajunge omul să beneficieze din plin de această liniște? Și facem aici un raport între mintea conștientă versus mintea subconștientă. Mintea conștientă este cea rațională. Este bună doar la calcule. L-a făcut niște proiecte, realizarea lor induce o realizare de performanță din punct de vedere rațional. Dar mintea subconștientă este cea care este de fapt intuitivă. Ea îți spune ce e bine să faci, ce e bine să adaugi la proiectul respectiv ca să iasă de succes. Și cei care folosesc mintea rațională de multe ori primesc informații în subtil, din această minte subconștientă, în vis. Visele, ce sunt, ce se întâmplă cu ele? Vin ca și informații atunci când mintea este liniștită. Când este liniștită? Când intră în vibrația pe frecvența teta, delta, deci în somn. Că e somnul superficial sau somnul adânc, atunci este liberă mintea de tensiunile pe care le are acea minte în vibrația beta, când este rațional, este deștept. Foarte important, dar repet, este vorba de o limită. Mintea ne cucerește sau este cucerită? Și una și alta. Adică, ea ne cucerește la început prin informațiile pe care le avem, program, și apare orgoliu, ego-ul. Ego-ul care este întotdeauna negativ. Însă, noi, atunci când trecem pe vibrația minții superioare, începem să cucerim noi mintea. Noi începem să o dirijăm. Noi știm să facem programe pozitive, noi începem să ne reconstruim. Pentru că până atunci am învățat doar să ne distrugem. E autodistrugere. Cum? Prin programele pe care le avem. Nu face aia, nu face aia, nu face aia. Nu, ăsta înseamnă blocaj. Blocaj pe sistem nervos. Și, bineînțeles, din punct de vedere energetic, blocarea unor programe, care de obicei sunt greșite. Intervine aici și controlul minții. Nu ne mai controlează ea pe noi, preluăm controlul tuturor intențiilor, acțiunilor și gândurilor noastre și urmărim să dirijăm barca în direcția în care dorim să ajungem. Da, exemplul meu cu bărcuța. Pot să-l dau? Mă rog. Atunci când ne așezăm într-o bărcuță, pe mijlocul râului este fluxul de energie laminar. Deci curge liniștită înainte. Acel râu este râul vieții noastre, care ne duce de la un capăt către celălalt. Acum rămâne să alegem ce variantă folosim. Rămânem în bărcuță și ne lăsăm duși de acest flux laminar de unde al apei sau ne agităm să ajungem pe mal. Cu cât apa, știți, se duce către mal, începe să capete turbulențe. Pentru că începe să se lovească de pietre, de marginile malului, zona fizică și este cea rațională despre care vorbeam. Ajung pe
pământ, oamenii se simt solizi, puternici, raționali, dar au ieșit din flux. Și atunci încep să apară problemele, pentru că scopul atingerii perfecțiunii vieții umane este de fapt cucerirea minții și controlul ei. Adică tu îți controlezi mintea, nu te duci după societate care spune stai în fizic, stai în picioare, stai în pământat, stai în rațional. Repet, e bine până la o bucată. Dacă ați mai auzit sau văzut diverse emisiuni prin străinătate, la americani de obicei, ei spun același lucru. Dacă te lași dus de val, mergi bine. Dacă nu, te lupți. O mare greșeală și interpretare a unor programe, luptăm cu destinul. Nu, e o mare greșeală. Nu lupți cu destinul, îți accepți destinul și mergi odată cu el. Pentru că el te duce la locul unde trebuie să ajungi. În momentul când lupți, te împotrivești și nu înțelegi de ce ți se întâmplă. Și mereu apar întrebările. De ce eu? De ce mie? Pentru că ai ieșit din flux. Mintea subconștientă ne conduce viața în proporție de 95% și limbajul ei este non-verbal. Ne comunică mai mult prin intuiție. Cum ajunge omul să intre în această profunzime în așa fel încât să aibă un contact permanent cu această dimensiune non-verbală? Este greu, dar nu imposibil. Adică, în momentul când treci la nivelul minții superioare, ai clar legătura cu divinitatea, prin intermediul energiilor pe care le întâlnești pe acest drum. Îngeri, sfinți, arhangheli. Subliniez aici prezența sfinților care au înțeles fenomenul și au început să intre pe acest drum prin intermediul rugăciunii sau a cuvintelor pozitive. Atunci începe să se liniștească mintea, începi să ai controlul minții și atunci reușești să descoperi cam care sunt variantele cele mai bune pentru a merge pe drumul cel potrivit către evoluția ta și spirituală, și psihică, și emoțională. Inclusiv mintea. Este o vorbă iarăși cunoscută că este bine de coborât în inimă sau în suflet. De ce? Pentru că inima rațională are niște limite. Ori sufletul și inima au alt fel de percepții. Ele se duc pe vibrația minții superioare. Atunci, practic, mintea intră, exact în ce spuneați mai devreme, în zona de intuiție, adică legătura cu divinitatea prin intermediul îngerilor sau, eu știu, să zicem, vibrații superioare cu universul. Începem să ne controlăm mintea și mintea începe ca și ego să dea înapoi. Adică nu mintea dă înapoi, ego, acel blocaj care zice că e mai deștept întotdeauna și începe să apară partea pozitivă a ego-ului care se numește mândria că ai reușit să realizezi ceva. Cum ai reușit? Păi prin această deschidere. Vorba inventatorilor. Pot să găsesc orice lucru în universul ăsta dacă iau legătura cu un înger sau cu un sfânt sau cu un arhanghel, tot zona de vibrație de lumină și de acolo ne vin gândurile pentru invenții pentru că ele coexistă. Noi nu facem decât să le revelăm și să le aducem în plan fizic. Prin procesul schimbării modului de gândire, trecem de la a schimba obiceiuri, pattern-uri vechi la altele noi. Mintea subconștientă poate fi programată? Da. Da, și știți, una dintre metode este hipnoza. Dar nu numai. Există mai multe metode. Clar că poate fi programată, pentru că, de fapt, toate programele care ne vin din societate se duc în mintea subconștientă. Acolo există și programe pozitive, pentru că funcțiile noastre astea reprezintă bătăile inimii, mișcările peristaltice ale stomacului, respirația, toate sunt programe pozitive și sunt necesare. Dar pe lângă acestea se înregistrează și altele negative, să zicem, ale
inducții ale societății. Acestea pot fi eliminate, băgând acel filtru de care vorbeam mai devreme și reintroducând niște programe pozitive. Eu sunt bine, eu sunt sănătos, cuvintele pozitive pe care probabil că le cunoașteți. Sunt înalt, sunt luminos, am putere, am iubire. Trecând de această etapă a schimbării, trecem apoi la transformare. Și luăm contact cu mintea supraconștientă. Ce ne puteți spune despre această sursă? Pe măsură ce trece timpul și descoperim tot felul de informații legate de univers, începem să facem o purificare a corpului fizic. Marea majoritate încep să lase din alimentație să elimine carnea, care este un produs greu de digerat și cu vibrații joase. Începem să înțelegem că nu avem nevoie de vibrația rușinii, a temerii, a fricilor, a stresului și mergem pe vibrația iubirii, care deja este o vibrație înaltă. În momentul acela începem să descoperim universul, iubirea universului, să zicem, sau iubirea lui Dumnezeu. Suntem în liniște și începem să înțelegem ce este bine de făcut pentru noi. Intrăm pe această zonă, deja putem să cucerim mintea, o dăm la o parte ego-ul și mândria noastră se urcă foarte sus. Atenție, subliniez faptul că mândria înseamnă ce ai realizat, nu ce fac alții și tu te mândrești sau, cum să spun, tu ai orgoliu că faci și tu. Se poate călători la nivelul minții? Da, oriunde în univers. Mintea supraconștientă este de fapt cea care îți permite ca vehicul să te duci oriunde în univers. Poți să te duci și în Soare, și pe planeta Marte. Nu știu dacă vă e cunoscut, sunt anumiți vizionari, să le spunem așa, care au spus că s-au plimbat în meditațiile lor, în starea aceea meditativă, către diverse planete, pe Marte, pe Venus, că au luat legătura cu alte entități de lumină de prin Pleiade. Deci nu e o problemă să ajungi la asemenea nivel, dar trebuie să-ți ocupi timpul cu descoperirea acestor metode. Adică să ai grijă de tine și, altfel spus, să te iubești. Ce se întâmplă cu mintea pe timpul somnului? În primul rând se eliberează. Se eliberează de tensiuni, tensiunile pe care le ai în timpul zilei, cu mașina, cu casa, cu copiii, cu cumpărăturile, cu salariul, cu toate tensiunile care te țin legat în zona rațională, fizică. Atunci se destinde, își dorește să se repare și este cunoscut din punct de vedere medical că în somn organismul se repară, adică se vindecă atunci când se eliberează de greutăți, pentru că toate aceste supărări înseamnă greutăți pe care noi le adunăm. Le adunăm și nu prea știm cum să le eliminăm. Atunci, fiind mintea liberă, liniștită, începe să se plimbe ea singură prin univers. Chiar și cei care sunt raționali sau închiși din punctul ăsta de vedere al minții, și ei practică această plimbare în univers. Pentru că atunci când vin cu tot felul de informații, nu înțeleg, nu știu să și le explice, nu știu să le traducă și probabil că nici nu vor. Au impresia că este ceva fiziologic. Da, organismul îți transmite și probleme fiziologice prin intermediul acestor informații, vise. Că inima nu-ți funcționează bine, că ficatul sau rinichii, sfârșit. Dar există și vise premonitorii, adică încep să afli ceva din viitor, ceea ce mulți caută și nu știu să descopere. Sunt oameni care nativ au deschiderea, permisiunea de a citi în cafea, de exemplu, sau în cărți, datul în cărți, în tarot. Nativ știu să citească, fără niciun fel de curs. De ce? Pentru că le-a fost dat, i-au căutat și le place. Important este, iarăși ne întoarcem la a căuta. Vrem să căutăm? Da, nu numai mâncare. Și energii care, de fapt, sunt alimentația minții. Energia ne vorbește prin toate, prin simboluri, prin cuvinte, prin oameni, prin
prin orice interacționăm zi de zi. Mintea însă își caută echilibrul în suflet. Cum știe omul că s-a produs în ființa sa acest echilibru între minte și suflet? Pe măsură ce trece timpul, prin căutări, mintea începe să coboare. Ușor, ușor. Ce înseamnă coborârea aceasta? Înseamnă o modificare a vibrației. Când spuneam de mintea superioară, e clar că este vorba de o vibrație, frecvență, folosită ca și termen în fizică, frecvența care este subtilă. Merge pe corpurile subtile, corpul spiritual, și pe acea zonă subconștientă a minții. E, tot acolo se duce și pe vibrația iubirii, pentru că mintea subconștientă ține legătura cu sufletul, cu inima. Dar, pentru că intră pe altă vibrație mai greu de accesat, marea majoritate a oamenilor nu fac acest lucru pentru că este greu. Trebuie să oferi timp și mai mereu nu avem timp pentru noi. Adică, întoarcem la ce spuneam rațional. Trebuie să pun benzină la mașină, s-a stricat nu știu ce prin casă, trebuie să ajung urgent la serviciu, n-am timp de copii să-i duc la școală, las că vin ei singuri. Tot fel de probleme care sunt niște greutăți, iar unele ni le facem singuri. Iată că timpul alocat întâlnirii noastre de astăzi s-a scurs foarte repede și am cuprins doar câteva esențe din ceea ce reprezintă de fapt mintea și evoluția ei în parcursul nostru. Cu siguranță vom continua alături de invitatul nostru Liviu Andronovici, scriitor și autor de carte, subiecte importante și cu mare impact asupra evoluției noastre. Cine caută, găsește. Cine caută, găsește, cine bate, îi se deschide. Da. Noi am bătut la ușa sufletului și ni s-a deschis o dimensiune superioară care, iată, ne răspunde într-un mod atât de frumos și armonios încât acele minute alocate întâlnirii zboară atât de repede încât nici nu le putem percepe. Așa încât, domnule profesor, vă dăm întâlnire cu mare drag în următoarele ediții să abordăm subiecte importante care ajută la binele întregului. Așteptăm niște răspunsuri și vedem în funcție de aceasta cum facem continuarea subiectului. Mulțumim foarte mult, mulțumim și ascultătorilor noștri pentru că au fost alături de noi în această întâlnire, într-un moment prezent. Și le dăm întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18:30, pe Calea Luminii, alături de Nicoleta Selestar. Mulțumim și seară binecuvântată! Sănătate, seară bună!